În Castelion trăiesc aproximativ 30.000 de români, jumătate dintre ei sunt dâmbovițeni. Pentru a consolida biblioteca ce se află în incinta biroului de reprezentare al Consiliului Județean Dâmbovița din Castelion, Centrul Europe Direct a organizat o colectă de carte la nivelul județului. Campania Carte fără frontiere, lansată de Primăria Municipiului Târgoviște în parteneria cu Biblioteca Județeană Ion Helea Drădulescu Dâmbovița prin Centrul Europe Direct Târgoviște, a fost lansată în data de 11 aprilie și va continua până în data de 1 mai. Așteptăm în toată această perioadă cetățenii județului Dâmbovița să fie alături de noi în această cauză, având în vedere faptul că prin cultură și educație putem aduce românilor din diaspora un pic de alinare, mai ales că suntem în preajma sărbătorilor de Paște, când fiecare dintre noi are ceva de dăruit. Cum privesc românii din străinătate aceste acțiuni? Românii din străinătate sunt dornici și poate mânați și de dorul de acasă să caute informații, sunt dornici să compenseze într-un fel lipsurile pe care le întâmpină în țările unde se află și din punct de vedere cultural, educațional. Fiecare dintre noi caute de asemenea să imprime copiilor și generațiilor viitoare ceea ce ține de individual, ceea ce ține de național, de patriotism, de obiceiurile, tradițiile noastre. Unde le putem găsi, dacă nu în cărți? Toți dâmbovițenii care vor să facă o donație trebuie să știe că acțiunea se desfășoară până la începutul lunii mai. Până acum școlile au răspuns prompt la această inițiativă și au donat cărți, dar și manuale. Ținutul blănurilor este doar una dintre miile de cărți care vor ajunge la românii din Castelion. Campania va dura până la 1 mai, așa că dacă vreți să faceți o donație, puteți veni direct la sediul Centrului Europe Direct din Târgoviște.